miram, pe unde vă duceți-l acolo? Zic, unde se duce, pe unde e și nu știu. Zic, nu mă bag, că cu mașina n-am mai venit de mult. Da, păi eu. Da, da, mă miram, zic, unde mă duceți? Că vedeam fântânile. Și știu cât de cât București, știu că liceul l-am făcut pe timpul lui Împușcatu, așa-i zic eu, pe timpul lui Împușcatu, că l-au împușcat în Sfânta Zi de Crăciun, la fizică atomică, la Măgurele, de Institutul Național, și veneam în practică mereu aici în București, că aveam autobuz de acolo până aici. Aveam colegi, prieteni din militar, din cartierele Bucureștiului. Știu. M-am lăsat să zic, nu, poliție, ce nu știu, pe unde mă scoateți pe acolo, pe bulevardul, cum e, nici nu știu cum îi zice acum bulevardul. La oricum nu mai e Victoria Socialismului. E Victoria Mafioților care reconduc. M-a sudat? Sărmâna. Ce faceți? M-a sunat dumneavoastră? A, eu sunt cu un coleg de la AUR, mă întorc de la București. Sunt încă în București, că am început cursuri de administrație. Și sunt bine, a fost excelent la Sinaia, m-am distrat la maxim și toți s-au simțit foarte bine. Și, timpul a fost foarte frumos. Am avut soare, ieri am fost, am vizitat, că nu văzusem castelul Cantacuzino de la Bușteni. L-am vizitat, dar deja se schimbase timpul. Adică a fost după sufletul meu și la întoarcere, ca să nu-mi pară rău, bătea vântul în Bușteni. Deja bătea vântul și se înnorase un pic. Nu a plouat. A fost foarte... Da. Și sunt bine, mâine la școală, miercuri îmi dă concursul la școală, că trebuie să dau un examen, v-am spus eu. Și miercuri m-a anunțat dimineață, așa. Și săptămâna asta o să fiu foarte ocupată, pentru că în fiecare seară o să plec la ora asta din București. Că am cursuri până... Pentru un caz că voi candida ca consilier, ca primar, ca nu știu ce, da, aia. În domeniul administrației, nu partidului, în domeniul, că asta ne-a predat în seara asta, care sunt îndatoririle Consiliului Local, primarului și toate alea. Și ne-a spus și ce au făcut alții, care au fost 33 de ani, că este un profesor universitar care a fost și a controlat multe primării prin țara asta. Da, da. Deci la asta fac și am numai săptămâna asta. Deci o să fiu foarte... Cred că vineri o să dorm pe mine. Vineri. Da. Noroc că astăzi am fost liberă, că lunea o am liberă. Noroc că astăzi m-am trezit și eu mai târziu, că acolo la munte ne-am culcat numai la 2-3 dimineața. Da. Da. Da, da, nu mai merge. Aseară știți la cât m-am culcat? La 9:30 și m-am trezit la 8:30. Da, 8. 8, 8. Vă dați seama... Păi da, trebuie să două nopți. Am recuperat două nopți. Da. Bine, v-am pupat. Numai bine. Sănătate. Sănătate. Doamne ajută. O prietenă de 76 de ani. Și de aici să rămână. Că e cu 20 de ani. Deci putea să-mi fie mamă. Dar mă, prietenă bună din... vecină cu mine. Bunica unui fost coleg al fetei mele. Coleg de școală generală. Am fost în spital acum 2 săptămâni la județean și fiimea a început să facultate ca să-mi aducă, că m-a
m-am dus cu durere în partea dreaptă jos și m-au internat la urgență, că am apendicită. Și că încolo n-a fost apendicită, a fost infecție urinară și niște nisip. Și... Dar în seara aia nu mai m-am lăsat, eu stau la 5 minute de județean, pe jos. Chiar la Părculețul Triunghi, dacă știți. Și am zic, băi, mă duc acum 5 minute să-mi iau și o pijama, o periuță de dinți, mâine nu, că pijama vă dăm de la garderobă. Și mâine sunați pe cineva să vă aducă. Și am sunat-o pe dânsa, că stă tot așa aproape, și mi-a adus dânsa, prosop, pijama, am luat-o pe aia, era curat. Prosop, periuța, pe hârtie igienică, deși acum știți cum a făcut județeanul? Acum nu mai pot să zic ce că e. Și paturi și noptiere și era hârtie igienică la fiecare salon plus prosop să te ștești pe mâini. Deci acum nu mai așa și nu mai că mi-a dat la sfârșit un chestionar și a spus, am fost mulțumită de condițiile de spitalizare. Deci unde e corect? E corect. N-am fost mulțumită de o asistentă și am scris acolo, mi-a deschis geamul joi de dimineață și eu stăteam lângă geam ca așa am găsit patul și am venit răcită de la județean din cauza deșteptei alea și am scris, i-am dat și numele. Dacă mă super pavite, că dacă scria pe mie cu sonă am văzut. Zic, mi-a deschis geamul, eu eram transpirată de peste noapte și celelalte l-au deschis termopan pe verticală, ea l-a deschis larg și a mai pus o de aia de perfuzie ca să nu se închidă geamul. Când l-am închis odată, m-am repezit, a spart aia, a, doamnă, că... Ce-am făcut? Am tipat eu la ea. Ce-am făcut? Nu m-au operat, că eu eram sigură de operată, dar le-am ajutat pe alilante și m-au apreciat. Zic, ce-am făcut? Am stropit un pat. Dar, dumneata, că mi-ai deschis aceea, eu sunt transpirată după aceste noapte, că e bine acum la... Mi-l deschis larg, așa, că... Știu, e ca la spital, miroase în salon și mai ales dacă vii din afară. Dar nu-l deschide doamna așa pe verticală. Zic, și ce am făcut? Am spart o perfuzie? Zic, că da, nu mai pot. Mama, tăcut aia imediat. Nu se pune cu mine, că nu, dacă am condus la Boldești atelier mecanic de 40 de persoane, din care numai 7 erau femei și restul bărbați, că dă seama cum am făcut bărbată. Așa. Nu mai sunt o timidă cum eram la 20 de ani și nu știu ce, sau cum am dus în atelierul ăla și a țipat șeful la mine, m-am dus în WC să plâng, să mă vadă. Mm. Și pe urmă a zis, la ce, de ce să plâng? Ia să fiu și eu ca ei. Ha, că eu sunt cu studii superioare, muncitorii sunt fără studii, nu mai ca o meserie, sunt gală, cătuș, sunt doar. Eu am studii, eu am învățat și am studii. Și nu trebuie. Fac mișto de mine, păi am învățat să fac și eu mișto de ei. Nu mai gând. Că nu mai știau când vorbesc serios și când glumesc. Dacă când începeam să țip la ei, atunci știu, vorbesc serios. Gata. Cum vă cheamă? Lucian. Lucian? Uh-huh. Gabriela Dobrei. Lucian și mai cum? Corlătesc. Corlătesc, da. Și în centru, Slaza Bloc? Da, da, da. A, credeam că aveți și casă, zic, mamă, ce băcat a fi. No. Credeam că aveți și șotoablă, că casă avem la Boldești, cu pământ, cu vie, cu de tot. Și chiar în centrul Boldeștiului e casa. Dacă, nu știu dacă știți unde a fost fabrica de pâine, dacă ați fost vreodată în Boldești. No. Nu știu. Așa, da. Dar aici m-am mutat, deci tata nu vroia, că am zis, o să am un copil și nu vreau să fac naveta. Și am făcut liceu chiar la Nikita, care e un liceu bun acum. Și zic să nu fac naveta sau să stea la cămin cum am stat eu la Măgurele, că a fost viață frumoasă, dar n-am mai învățat, că era gălăgie. Să vorbea, să nu știu ce, era gălăgie, că și eu nu puteam să învăț cu gălăgie. Și n-am mai intrat din prima la matematică, la ce am dat pe timpul liceu. Am dat 2 sau 3 ani, am văzut că nu e, și pe urmă zic, hai să toată lumea apucă-te iar de fizică și am dat la UPG, la utilaj petrolier, la IPG, atunci așa, 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 pe la aviatoriu, așa. Și o faceți acolo, sensul giratoriu, da, așa. Da, da. Așa, așa. Că prietena mea bună care e căsătorită cu un saș de Timișoara, dar plecat în